Salutare tuturor, aici Lus Paul și bine v-am regăsit la un nou video pe canalul meu de YouTube. Acest material va fi unul hibrid, adică voi arăta behind the scene de la o ședință foto și voi face și un review. Iar dacă vi se pare interesant acest gen de abordare în care folosesc pe teren un produs nou ca să vedeți ce știe să facă și în același timp să vă dau și tips and tricks despre cum lucrez eu, lăsați un comentariu și o să fac mai multe materiale similare pe viitor. În videoul de astăzi vă voi arăta cum fac fotografii la o ședință Save the Date la Constanța pe un velier. Și voi vorbi și despre cele mai noi microfoane de tip lavalieră de la Sony și anume ECM-W3 pe care le folosesc tocmai acum ca să înregistrez sunetul la acest video. Înainte de a apuca de treabă, hai să vă dau puțin context ca să înțelegeți mai bine cum să abordați corect o situație nouă și mai ales cum să alegeți echipamentele pe care să le folosiți ca să vă faceți treaba cât mai responsabil. Pentru că la urma urmei suntem profesioniști și nu putem lăsa la voia întâmplării anumite aspecte. Anul viitor îi voi fotografia pe Carla și pe Vlad la nunta lor care va fi la Brașov, însă pentru că ei locuiesc la Constanța și-au dorit o ședință foto Save the Date care să aibă legătură cu marea. Deoarece este destul de dificil pentru mine să ajung de la Cluj la Constanța, fără să pierd minim 3 zile pe drum, având în vedere că nu prea avem autostrăzi și nici nu există un avion direct, am stabilit de comun acord să facem ședința foto când ajung eu în sudul țării. Pentru că în weekendul trecut am fotografiat o nuntă la București, luni m-am pornit cu mașina spre Constanța. Eu am mers la București de la Cluj cu avionul, tocmai ca să scutesc timp, iar pentru ședința foto mi-am angajat șofer. Glumesc, l-am rugat pe prietenul meu Mihai Roman, pe care cu siguranță îl cunoașteți, să vină cu mine ca asistent și să filmeze și materialul behind the scene. El a fost foarte drăguț și m-a luat de la hotel cu mașina lui. Probabil vă întrebați cum a acceptat unul dintre cei mai cunoscuți fotografi din România să coboare la nivelul de a fi asistent. Trebuie să înțelegeți că lucrurile nu stau chiar așa cum vă imaginați și la urma urmei, indiferent de statut, cu toții suntem oameni și trebuie să ne ajutăm reciproc. Noi suntem prieteni foarte buni și deși lucrăm în stiluri total diferite și ne adresăm unor clienți aflați la poluri diametral opuse din perspectiva gusturilor, vorbim de câteva ori pe săptămână la telefon despre diverse lucruri care țin de meserie sau de situații personale. Și după cum veți afla direct de la el mai târziu în acest video, pentru că nu puteam să nu facem evident și o povestire din mașină, indiferent la ce nivel te afli, mereu poți învăța ceva nou de la un coleg. Nu e nicio rușine să duci cuiva geanta. Revenind la poveste, motivul pentru care l-am ales pe Mihai Roman să vină cu mine este că el a mai fotografiat pe velier și știe despre ce este vorba, iar pentru mine a fost pentru prima dată. Mie îmi plac foarte mult provocările și mi-ar plăcea ca în fiecare zi să fac ceva nou, motiv pentru care și aproximativ 50% din nunțile pe care le fotografiez într-un an le contractez în deplasare. E ok să fotografiez acasă, să dormi în patul tău după nuntă, dar ca să eviți monotonia și plafonarea, trebuie să mai ieși puțin din zona de confort și să mergi și în locuri noi. Cam așa a fost și cu mine legat de această ședință foto. Spre rușinea mea, eu nu știam până acum câteva zile cum arată un velier. Știam că e un tip de embarcațiune, dar cum nu m-a interesat sau nu am avut nevoie, nu mi-am bătut capul cu acest subiect. Dar, ca profesionist, mi-am făcut toate temele ca să nu mă duc acolo ca fraierul și să o dau de gard. Mai ales că acei miri și-au pus toată încrederea în mine că vor avea fotografii frumoase și au cheltuit și destul de mulți bani pentru ședința asta foto. Pe lângă onorariul meu, mai este și transportul și cazarea pentru mine, ținutele lor, machiajul, părul, închiria velierului și așa mai departe. Am făcut research pe internet ca să văd ce fotografii au mai făcut alți colegi pe velier și, surpriză, nu am găsit mare lucru. Mă interesa să văd cât de mult spațiu este pe o astfel de embarcațiune, ce unghiuri sunt mai fotogenice, cam ce posing pot face cu mirii și mai ales ce focale la obiective am nevoie. Și pentru că nu am găsit multe informații pe acest subiect, l-am întrebat pe Mihai despre cum a fost experiența lui când a fotografiat pe velier. Așa că în acest video vreau să vă ofer cât mai multe detalii ca să știți pe viitor cum să abordați problema. Să începem cu echipamentele. Ca de obicei vor fotografia cu două Sony A9 pentru că eu folosesc obiective cu focală fixă și este mai comod să am două body-uri ca să nu schimb așa de des borcanele. Pe partea de obiective le voi lua pe toate cu mine, dar cel mai probabil, la recomandarea lui Mihai, voi folosi wide-uri. Pentru asta am un Sony 14mm F1.8GM pe care l-am achiziționat de curând și a fost dragoste la prima folosire. După cum știți din portofoliul meu, îmi place să dau context în fotografii, iar în cazul de față, pentru
pentru că spațiul pe veliere este destul de limitat, e important să ai wide ca să se vadă și unde se află mirii. Tot pe wide mai am și un size batted de 25mm f2 pentru situațiile în care nu am nevoie de 14mm, pentru că la urma urmei 14 deformează imaginea destul de pronunțat. Voi folosi și obiectivul meu preferat, Sony 35mm f1.4 size Distagon, despre care am făcut și un material comparativ între el și varianta GM de la Sony, linkul în descriere. Și probabil voi folosi și un batis 85mm f1.8 pentru câteva portrete. 135mm cu f2.8, tot de la batis, îl voi lua pentru câteva cadre pe plajă. Chiar dacă o să am spațiu suficient să mă apropiu cât de mult vreau de miri, uneori prefer focale lungi ca să măresc background-ul și să pară mai aproape de subiect. Legat de stările ale camerei, mare lucru nu prea pot să vă spun acum, dar veți vedea mai târziu un video scris pe fiecare imagine. Și acum hai să vorbim puțin și despre noile jucării de la Sony, dacă tot v-am promis un review pe acest subiect. Sony a lansat de curând modelul ECM-W3 și este un upgrade la modelul ECM-W2BT din 2021. Practic este un set de la balere wireless care vine în două variante, cu un transmitter și un receiver sau cu două transmitere și un receiver, depinde ce vreți să faceți cu ele. Sunt la balere foarte versatile care se pot folosi într-o mulțime de situații și de scenarii, începând de la crearea de conținut pentru social media și până la aplicații mult mai profi, cum ar fi videografia de nuntă. Față de versiunea precedentă, au fost îmbunătățită calitatea sunetului, a fost redusă și dimensiunea lor și au fost puse și câteva funcții noi despre care vom discuta imediat. A, și să nu uit, ele vin în pachet cu o carcasă robustă și elegantă pentru încărcare, în care jucările astea mici se atașează cu magnet ca să nu scadă când deschizi capacul. Ca specificații tehnice, transmițătorul are o greutate de doar 17 grame, cam la jumătate față de alte modele de pe piață, dimensiunile fiind de 50.75x24.7x15.6 mm. Receptorul are 26 de grame, ceea ce îl face aproape neglijabil dacă vreți să folosiți camera pe gimbal și vă faceți griji legat de partea de echilibrare. Dimensiunile sunt 49.5x31.2x25 mm. Ca și la modelul precedent, receptorul se poate atașa pe cameră prin pinii de pe patina M-I-Shoe, deci nu este nevoie de niciun cablu, dar în același timp poate fi folosit și cu un telefon mobil pentru că are o ieșire de jack de 3.5, dar trebuie să atașați un cablu. Transmițătoarele vin cu microfon încorporat, dar au și o mufă jack în cazul în care doriți să folosiți o lavalieră cu fir. Pentru vlogging este cel mai comod să atașați pur și simplu transmițătorul de haină prin clema de pe spate, pentru că nu contează că se vede pe filmare. Însă, dacă la nuntă vreți să puneți lavaliera poate mirelui, trebuie să aveți o lavalieră de mici dimensiuni care să fie ascunsă. Legat de autonomie, dacă sunt full încărcate, transmițătoarele pot fi folosite 6 ore. La receivere nu trebuie să faceți griji pentru că ele se alimentează direct din cameră prin M-I-Shoe. Oricum și ele au acumulator încorporat pentru momentele când folosiți cu un telefon mobil aceste lavaliere. Sincer, autonomia mi se pare mai mult decât decentă pentru că nu cred că sunt cazuri în care filmați 6 ore în continuu. În pauze pur și simplu le puneți toate și transmițătoarele și receiverul în cutia de transport și ele se încarcă la fel ca și căștile Bluetooth. Tot la partea de specificații tehnice, producătorul ne spune că ele transmit semnalul până la 150 de metri în linie dreaptă și fără obstacole. Probabil că dacă te afli în zone cu mai multe unde radio, suprafețe care reflectă sau oameni care se bagă în fața camerei, distanța este mult mai mică. Toate cele trei jucării sunt rezistente la praf și umezeală, dar cu siguranță nu le putem băga în apă. În pachet mai avem și două pufuri pentru protecția la vânt, care se atașează foarte fix printr-un jack fals, și avem și un adaptor de patină dacă vrem să punem receiver-ul pe un trepied. Hai să aruncăm o privire și peste butoane și interfață. Aceste lavaliere sunt extrem de simplu de folosit, iar interfața este intuitivă. Eu nu am primit manual de utilizare la ele, dar după 2-3 minute de ce face acest buton, mi-am dat seama cum funcționează. Pe transmitter, în partea de sus, avem logo-ul Sony și două LED-uri. Cel verde este ca să știm că lavaliera este pornită, iar cel albastru ca să știm că este conectat la receiver. Dacă cel albastru pâlpâie, înseamnă că nu e conectat. Pe partea opusă avem clemă de prindere pe haină și 4 pini care folosesc să se încarce în carcasă. Pe una dintre părți avem butonul on-off, care e clar ce știe să facă, și butonul ATT, care reduce volumul cu
10 sau 20 de decibeli. Iar pe cealaltă parte avem un switch cu off, low cut, care reduce sunetele joase, cum ar fi noise-ul fiind dintr-o încăpere produs de aerul condiționat, spre exemplu, și o funcție nouă, noise cut, care procesează digital sunetul și reduce noise-ul. Facem test imediat și vedeți cum se comportă. Și în fine, pe latura scurtă avem microfonul încorporat și mufa jack pentru lavalieră. Pe receiver avem în partea de sus 3 LED-uri, unul verde pentru on-off și două albastre pentru a ști ce transmitere sunt conectate. Pe partea opusă e patina MIXU și 2 pin pentru încărcare. Pe laterala din dreapta avem un switch pentru off, analog și digital, de unde alegem cum vrem să fie sunetul, și un switch SEP și MIX, prin care alegem cum să fie mixate cele două lavaliere. Discutăm imediat detalii și despre asta. Pe laterala din stânga avem o mufă USB-C și un jack pentru a conecta receiverul la telefon. În partea din spate avem butonul de safety, care din nou este o funcție nouă. Dacă este activat, va registra sunetul pe două canale, unul la volumul normal și celălalt la minus 20 de decibeli. Un lucru pe care l-am observat încă de când am dat prima dată drumul la lavaliere e că nu poți seta volumul de înregistrare din cameră. Practic, lavalierele se reglează automat. La 0 decibel, volumul mi s-a părut mult prea ridicat, având în vedere că sunt aproximativ 15 cm până la gură, așa că de la ATT am dat la minus 10 decibeli. Așa am înregistrat și acest material și așa vă recomand și vouă. Hai să facem câteva teste. Așa se aude sunetul din studio cu microfonul de pe camera Sony A7 IV cu care filmez. Așa se aude sunetul în studio de pe lavaliera Sony ECMW3 cu ATT pe minus 10 decibeli și cu funcțiile low cut și noise cut dezactivate. Așa se aude sunetul în studio cu lavaliera Sony ECMW3 cu ATT pe minus 10 decibeli și cu funcția low cut activată. Așa se aude sunetul în studio de pe lavaliera Sony ECMW3 cu ATT pe minus 10 decibeli și cu funcția noise cut activată. Așa se aude sunetul direct de pe microfonul telefonului iPhone 12 Pro. Acum fac o probă din mașină cu transmițătorul pus pe ATT pe 0 decibel și fără niciun filtru, nici low cut, nici noise cut. Așa se aude cu transmițătorul pus pe 0 decibel și cu funcția low cut activată. Așa se aude sunetul cu transmițătorul pus pe 0 decibel și funcția noise cut activată. Haideți un pic, coborâți aici jos, stați lângă... Cred că v-ați putut face o idee comparativă despre cum se modifică calitatea sunetului dacă folosiți aceste lavaliere în diverse contexte. Oricum, în continuare în acest video veți vedea cum se aude de pe lavaliere la partea în care vorbesc cu Mihai Roman în mașină și când fac ședință foto pe velier. Foarte multe lucruri nu mai sunt de spus despre Sony ECMW3. Mai vreau să punctez doar câteva aspecte despre funcțiile mix și safety ca să știți cum funcționează dacă veți achiziționa aceste lavaliere. Dacă pe receiver se funcția mix, sunetul de pe ambele lavaliere se va auzi pe ambele canale, adică și left și right, și va fi mixat. Practic, dacă vorbesc doi oameni la un interviu, se vor auzi vocile lor în ambele căști. Dacă setați funcția SEP, sunetul de la un transmițător va fi pe canalul left, iar celălalt pe canalul right. Funcția asta este recomandată când vreți să prelucrați individual sunetul de pe cele două lavaliere. Dacă, spre exemplu, la un interviu un interlocutor vorbește mai tare și altul mai încet, puteți ajusta volumele în post-procesare. Însă trebuie să aveți grijă cum setați mix sau SEP și câte lavaliere folosiți, pentru că asta va influența funcția safety. Vă ziceam mai devreme că dacă activați safety, veți avea pe un canal sunetul la un volum normal, iar pe al doilea canal sunetul la minus 20 de decibeli. Asta vă ajută dacă filmați într-o încăpere cu zgomot puternic să aveți backup dacă pe primul canal sunetul este spart. Dacă optați să filmați pe modul SEP, adică fiecare lavalieră pe câte un canal, funcția safety nu va mai funcționa, pentru că ar mai trebui încă două canale unde să înregistreze backup pentru cele două canale unde sunt lavalierele. Dacă optați pentru mix, atunci pe al doilea canal va fi backup-ul. Dacă folosiți o singură lavalieră, nu veți avea niciun fel de problemă cu funcția safety. Acestea fiind zise, hai să vă arăt cum a decurs ședința foto și ce imagini a realizat. No, Mihai, ce faci, cum e? Postura de șofer al lui Iulius Paul. Mie nu-mi place să-i zic Iulius, mie îmi place să-i zic Iulica. Iulica. Că l-a ridicat pe piede. Da. Trebuie să dau și un semnal.
dreapta. Așa, se conduce, bă, lumea. Prudent. Deci, practic, noi facem o povestire în mașină, dar nu la mine mașina, tine în mașină. Așa, el știi? Are o mașină foarte scumpă și a zis să nu vadă Miri ce deține și a zis să meargă cu asta mea mai, mai low cost. Poate face și nu-și păcuță. Da, corect. Acum, interesant e că da, noi mergem să facem treaba asta împreună. Și da, cum le-am explicat oamenilor până acum în video, că tu încă nu l-ai văzut, că o să-l vezi după ce o să... Păi ce ai zis acolo, să da? Vezi ce bloc îți dau dacă ai zis prostii. Da, despre tine. Da, e faină chestia asta, știi, să colaboreze colegii între ei, mai ales ca să faci schimbul ăsta de experiență. Că eu le corect. Ziceam în video despre faptul că suntem la poluri diametral opuse când vine vorba de stiluri, de categorii de clienți, de nunți și așa mai departe. Și totuși, de fiecare dată poate să existe, nu știu, o informație, o chestie pe care să o afli, să o auzi, să o vezi de la un coleg, indiferent de cât de multă experiență ai avea. Adică chiar dacă tu vii cu mine asistent astăzi la ședința foto, să-ți iei o blendă și să filmezi behind the scenes, chestia e că poate îmi dai o idee de fotografie, poate ai o chestie de încadrare, știu eu ce îți vine, știi, și atunci poate fi folositor și pentru mine faptul că tu mi-ești asistent. Da, dincolo de treaba asta. E bine să fii într-o echipă doi oameni cu viziuni diferite și cred că în primul rând Miri au de câștigat din toată chestia asta. Mai multe idei la un loc de la două persoane sunt binevenite, cred că pentru toate părțile, și pentru Miri și pentru noi și pentru mine, că o să învăț ceva de la tine cu siguranță. Da, uite, că chiar povesteam înainte să dăm drumul la filmare de treaba asta cu faptul că tu faci workshop-uri unul la unul cu fotografi. Adică acele imagini pe care le fac oamenii respectivi, practic sunt un plus pentru mine tăi, că poate vine unul cu o idee, cu ceva și neavând nici responsabilitatea pe care o ai tu, că tu ai responsabilitate față de mine, știi? Și atunci în momentul în care vine un om din exterior, trage niște cadre, s-ar putea să livreze niște materiale foarte faine care la urmă tot pentru Miri ai ales. Exact asta mi s-a întâmplat la ultima nuntă. A venit un tip la mine la workshop, Dragoș. El e fotograf în Italia, de fapt, și a venit tocmai în România. Și vreau să zic că la postarea de pe Facebook, dintr-un calup de, nu știu cât postez eu, 70 de fotografii, undeva la 10 fotografii sau poate chiar 15 erau chiar făcute de el, făcute relaxat, adică el nu avea nicio presiune, nu a fost nevoit să facă, să realizeze fotografiile alea safe, știi? Și cadrele au fost chiar frumoase și nu că le-am dat minor, dar le-am folosit și eu cu plăcere. No, asta e o chestie foarte faină. Că, uite, mi-am mai întâlnit debate-ul ăsta, discuția asta, că de genul, ok, iau un second shooter cu mine la nuntă, a cui spozele? Ale lui, sunt ale mele, eu am voie să le postez, le dau mirilor, sunt ale mirilor, știi, așa a fost o chestie din asta, că o fiecare persoană trebuie să am discuția asta înainte, tocmai ca să nu existe după aceea tot felul de probleme. Mă, ideea este când iei, eu sunt de părere că în momentul în care îți iei un second shooter la eveniment, deja știi multe chestii despre persoana respectivă și oarecum trebuie să fie un om cu care te înțelegi bine și știi genul ăsta de discuții, ale cui sunt pozele, ale mele, ale tale, parcă nu-și mai au rostul, adică vin așa de la sine. Eu sunt de părere așa, chiar dacă este second shooter la tine, dacă are o fotografie de concurs făcută de el, eu personal i-aș lăsa-o lui sau eu nu aș folosi-o dacă el a fost cel care a apăsat pe buton. În schimb, pentru Miri chiar nu contează ale cui sunt pozele. Pentru Miri sunt pozele făcute de mine și echipa mea așa. Da, da, corect. În cazul ăsta, da. Da, pentru că la fel am pus și o problemă cu mirii mei, mai ales anunțile în deplasare, că despre asta e vorba. Acum în Cluj, evident că merg cu colegii cu care merg tot timpul. În schimb, la anunțile care sunt în alte orașe, prefer să-mi iau un second shooter din zonă, odată că mă ajută și că poate cunoaște obiceiurile locului, orașul, toate celelalte. Și atunci pentru Mir chiar au fost o chestie mult mai bună. În schimb, la fel am pus și o problemă cu ei. Băi, dacă ai poze de portofoliu, da, e ok, poți să postezi așa mai departe, le scrii la concurs, sunt în regulă cu treaba asta. În schimb, să nu ne trezim cu o situație din aia în care tu ai fost la nunta
aceea cu mine ca second shooter, ai tras, nu știu, 1000 de cadre, ți-ai ales 100, ai făcut o postare ca și cum a fost nunta ta, da, 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 eu n-am fost acolo, de acord. Adică mă pui pe mine într-o postură foarte proastă în legătură cu Miri, știi, pentru că mi-a zis, bă, l-am luat pe Paul și pe echipa lui și uite-te că vine un fotograf, postează ca și cum Paul n-a fost acolo, stai un pic, cine e omul ăla? Da, noi n-am niciun contract cu el, noi n-am dat acordul că el să posteze imagini, știi, adică poate să pară o situație de asta foarte ciudată. Da, de asta e bine să, atunci când nu cunoști persoana respectivă, să le stabilești clar de la început ce drepturi are, să zic așa, și cât poate să folosească din materialul pe care l-a făcut. Da, tu ai avut genul ăsta de probleme cu clienții, să posteze oameni care au fost cu tine la evenimente sau ceva? Sincer să fiu, n-am avut niciodată. În schimb, am avut o situație la un moment dat când fotograful care a venit cu mine a postat el fotografiile, știi, înaintea mea și le-a dat tag birilor, știi, și a apărut cumva că el a fost fotograful nostru. Exact, mulți, ce ziceam, da. Da, mulți dintre invitați, nu știu cine e Mihai Roman sau cine era celălalt fotograf, știi? Da. Și probabil că au trăit cu senzația că el era și în loc să-mi scrie mie probabil următorii clienți, o bună parte din solicitări s-or fi dus la el, să zic așa, știi? Acum depinde câtă muncă a fost pentru mine să ajung la clienții respectivi, știi? Da. Da, trebuie stabilite clar de la început atunci când nu te cunoști cu persoana. Da, vezi, asta e o situație și mie ce mi s-a mai întâmplat încă o dată exact pe chestia asta cu postările, dar a fost cumva cu final fericit, pentru că tot așa second shooter-ul postase înaintea mea fotografiile de la nuntă și postase și foarte multe. Și cumva Miri încă n-au primit varianta oficială de la mine, că oricum pozele ce le livram eu includeau și cele de la second shooter editate de mine. Da. Dar el a postat, a editat și cumva Miri s-au bucurat că fotografiile au fost editate în două stiluri diferite și au avut diversitate. Deci cumva a fost cu happy end, dar până să dea Miri feedback-ul ăsta m-am simțit foarte prost, știi? Ideea este că dacă postează el prima oară, toată lumea se bucură atunci de moment, iar postarea ta scade în intensitate, că deja au văzut o rochie de mirea sau că am văzut ce s-a întâmplat la nuntă de la celălalt fotograf și clar scade din intensitate și postarea ta. Da, uite, by the way, legat de subiectul ăsta, pentru că tocmai weekendul care am trecut am avut debate-ul ăsta cu niște colegi. Ideea care e, nunta la care am fost e a unui prieten de-ai mei și el a fost fotograf, acum în momentul față nu se mai ocupă cu fotografia, dar a fost vreo 10 ani fotograf și îți dai seama că la nuntă au fost o grămadă de invitați, fotografi, videograf, DJ, prietenii lui, din fosta breazlă, cum ar veni. Și discutam chestia asta cu oamenii, băi, voi cum puneți problema cu Miri? Adică, dacă eu vin ca fotograf la nuntă, descarc cardurile, să zicem, înainte de dansul Mirilor, editez, fac un preview de 10 imagini și eu le postez atunci în ziua anunții, le dau tag la Miri și așa mai departe. Cum se raportează Miri la chestia asta? Se bucură că tu le postezi și ei pot să dea share și așa? Sau Miri au o reticență prin faptul că ei vor să-și vadă prima dată fotografiile, dar în ziua anunții ei nu o să fie pe telefoane să vadă ce ai postat tu și s-ar putea să primească felicitări ca să de piață, să vadă numai poze de anuntă când ei încă nu le-au văzut, dar de fapt ei le-au plătit? Nu, ideea este că Miri sunt persoane diferite, adică de la un mire de la o pereche de mir la altă pereche de mir pot apărea situații diferite. Okay. Unora le poate, e posibil să le placă că ai postat în momentul respectiv. Dacă dai de o mireasă pretențioasă, cum am avut și eu și tu, e clar că vrea să vadă pozele înainte. Știi că degeaba muncești tu la o fotografie, ție ți se pare super tare și lumina e super ok, dacă ea are gărgăunia cu partea bună, partea proastă. Corect. Din fotografii le-ai făcut pe partea proastă, unde stă coafura mai nu știu cum. Practic postarea e posibil să-i strici și starea, știi, să nu fie chiar așa de bucuroasă. Să nu fie chiar așa de bucuroasă, poate n-ai ales pozele ok pentru ea, nu pentru tine, știi? În schimb te ajută pe tine personal sau pe noi personal. Clar ne ajută. Ne ajută foarte mult, dar în condițiile în care mireasa în ziua respectivă și acceptă tagul. Da. Știi ai făcut un efort degeaba, pentru că pozele astea ai fi putut să le postezi și în altă zi, știi, când erai, că, să fii sincer, că tot chestia asta cu postatul în ziua anunții
este o muncă și un stres în plus, corect, știi? Corect. Numai prin faptul că trebuie să scar laptopul după tine. Bine, mulți te edităm pe telefoane. Da, până treci prin 1000 până de poze, treci în ele, până le alegi, da, până faci conexiunea cu aparat, telefon și așa mai departe. Deci este o muncă în plus și oarecum trebuie să vină și la tine, cum să zic eu, o răsplată. Corect, știi? Corect. Bine, asta, de exemplu, povesteam la workshop-ul lui Claudiu Vereș, că el zicea, bă, eu tot timpul fac review-ul ăsta de 10, 15, 20 de imagini, până atunci în ziua anunții cât e cald, pentru că atunci lumea share-uiește și atunci se face engagement-ul cel mai mare. Degeaba postez eu după două săptămâni, că pe mine nu prea mă mai ajută chestia asta. Și na, cumva părerele erau împărțite la workshop-ul lui, unii oameni erau de acord cu el, alții erau pe principiu, bă, da, na, știu că ne ajută pe noi, dar asta e un pic așa egoist, știi? Adică la urma urmei, lasă-i pe mine să-și posteze pozele când vor ei și când simt ei și să arate ce vor ei de la nunta lor, că poate nu vor să se vadă anumite chestii de la nuntă și tu postezi și ești ceva genul, bine, șterge poza aia că apare nu știu ce persoană care mai e publică mult și... lucrurile. Na, da, e clar că toată situația asta ține de la o nuntă la alta. La o nuntă poate fi ok, la alta poate să... Și uite ce perspectivă interesantă am primit de la niște miri, chiar recent, când am apucat să abordez subiectul ăsta într-un video online, dar fac un mic spoiler acum, cred că o să fac un material pe subiectul ăsta, că e foarte interesant, un material mai complex. Ce mi-au zis mirii? A zis, bă, uite, noi... venim la nunta noastră, pregătim o grămadă de chestii, decor, tot, tu vii să faci poze. Noi plătim pe toată lumea, toți furnizorii, formația, florile, prăjituri, tot, așa, și te plătim pe tine ca să faci poze. Tu pozele respective le faci pentru noi. Acum, evident, ca să avem noi poze cu formația, cu candy bar-ul, cu decorațiunile, tu faci poze care de fapt sunt de ajutor și pentru acei furnizori, pentru promovarea lor. Corect. Dar zicea mirele, bă, eu, mie nu mi se pare normal să dau acele poze pe care eu am dat bani pe ele, să le dau la furnizorul XYZ ca să-și promoveze munca lui, așa, pentru că eu la urmă l-am plătit pentru munca aia, adică mi-a făcut-o pe gratis ca eu să-i dau material plătit de mine să-și facă el reclamă. A, că îmi oferă un discount, nu știu, 5%, cât ar costa acele poze, să zicem, ca să le dau și lor, da, mi se pare perfect ok. Și la fel zicea, eu nu sunt de acord că tu ca fotograf să dai pozele la acei furnizori și să le mai taxezi în plus, că noi le-am plătit odată și pentru noi, și tu să taxezi în plus acele poze ce le dai furnizorilor. Știi, și mi s-a părut o chestie foarte interesantă, că după aia am legat-o cu o altă chestie ce am auzit-o la alți furnizori care fac decor, care prin contract au scris chestia asta, că ei în ziua anunții, bun, facem decorațiunea de nuntă, frumos, tot ce trebuie acolo, dar în ziua anunții noi trebuie să postăm un reel în care se vede decorul și se văd mirii în decorul respectiv. 15 secunde, 20 secunde, atât să-l facem în ziua anunții, să-l postăm în ziua anunții. Eu n-am auzit chestia. Am auzit că de asta, da, un singur caz, știi? Da. Și mă gândeam așa, bă, într-adevăr, na, pentru oamenii ăia, degeaba postează ei decorul peste 6 luni de la nuntă, că nu mai pasă nimănui. Oamenii care au fost la nuntă și le-a plăcut decorul vor să vadă atunci la cal, bă, cine l-a făcut? Ăia. Că da, nu te duci să spui etichete pe flori să vadă cine l-a făcut, știi, că nu e frumos și elegant. Și atunci, cumva, oamenii vor să fie o postare făcută în ziua anunții cu tag către miri, dacă e pe Instagram, să fie cu colaborator și... Stai un pic, contractul... Contract, era contract între furnizor și miri. Miri, da. Dar care rilu... cumva te obliga pe tine să faci ceva. Nu, ei își făceau rilul, furnizorii. Își aduceau ei un fotograf sau video. Sau... Tu... Nu. Bun, da. Nu, da, dar așa, asta da. Era interesant. Da, că e foarte ok. E ok. Că miri își asumă chestia aia. Și la fel, dacă tu faci poze, așa, și pozele tale, să zicem, ajung la cei furnizori, cumva... Mirii au fost de acord prin contractul cu furnizorii că acele imagini o să fie postate pe ei, pentru că au fost de acord să facă reclamă lor, cum ar veni, știi? Da. Dar vezi, aici iar e foarte discutabil, pentru că am auzit cazuri și de miri care, bă, mie nu mi se pare normal, dar ce-i nunta mea? Eu să fac reclamă la toată lumea, adică eu la mine la nuntă, eu vreau să mă distrez, să mă simt bine, nu trebuie să mă oblige cineva că trebuie să apar eu într-un reel, să-și fac reclamă nu știu cine și... chestii de genul ăsta. Depinde acum cât tot. Revin la aceeași revin la aceeași idee ca la ultima discuție. Da. Depinde cum ți-o spune furnizorul respectiv. Corect, știi? Da. Și cum te roagă și cum face să pară că nu e o obligație. Da, știi? Și cum te convinge că
nu știu, poate sunt și ei la început și îi ajută foarte mult postarea respectivă. Ține, cred că toată treaba asta ține mult de cum e pusă problema între ambele părți. Eu sunt de părere că așa cum miri, chiar dacă plătesc, ai văzut că după ce faci un contract pe anumite servicii, vii și cu mai mult, cu mai vreau și un pic cu ciupituri, mai vreau și un pic așa, și un pic așa, și un pic așa, probabil fără niciun cost suplimentar. Și ca și la o rochie de mireasă, ai cumpărat rochia, ai plătit-o, dar poate mai vii cu o săptămână înainte să mai faci o mică croială, să o mai strângă, să o mai lărgească, să o mai... Chestie care poate nu ți-o mai taxează. Care nu ți-o mai taxează, adică, nu știu, mi se pare că e o chestie... Nu e ceva așa de amploare și ceva care să facă foarte mult deranj încât cineva să fie ofuscat pentru o chestie de 2-3 minute, știi? Și acum depinde și cine sunt mirii, că dacă mirii sunt celebrități, corect, să zicem, care taxează orice reclamă, înțelegi? Atunci e normal să nu le convină, pentru că așa sunt ei croiți și asta este jobul lor, să ia bani pentru orice reclamă, știi? Da. La mine dacă ar veni, nu știu, la botez sau la nuntă sau la, chiar personal n-aș avea nimic împotrivă să... Da, deci să... Adică e o chestie foarte mică, știi? Nu e o chestie atât de deranjantă, mm-hmm, știi? Da. E ok. Depinde, cred că, cine sunt mirii, dar oricum, scrieți și voi în comentarii de care parte a baricadei sunteți, dacă sunteți miri, dacă vi se pare ok ce a zis eu, ce a zis Mihai, sau dacă sunteți fotograf sau alt gen de furnizor, voi cum abordați problema din punctul și de vedere? Și chestia asta cu pozele noastre apărute la furnizori, mie mi se pare foarte ok, atâta timp, uite cum ți s-a întâmplat ție, că pozele tale au apărut pe site-ul nu știu care al restaurantului, exact, ce mi-ai povestit mai devreme, și de acolo ți-ai luat o nuntă. Corect. Uite, eu am fost, de exemplu, la Florin Ștefan când am făcut pentru Sony filmulețul ăla, Păpădia a pus filmulețul cu mine și mi-au scris o grămadă de oameni din Craiova, știi? Corect, adică, exact. Mi se pare super tare atâta timp cât furnizorii îți bagă acolo, îți dă tag, dau așa, ce e foarte ok, adică nici nu cred că se pune problema să ceri un cost pentru faptul că ți-au folosit pozele. Uitați unul la celălalt, așa îmbrățișați frumos, ca și cum noi nu am fi aici, da? Așa râdeți, e pe foarte bine, super! Asta e bravo. Te uiți la ea. Așa dai și un pupic, așa pe obraz, super. Încă o dată, încă o dată. Nu vă opriți. Bravo. Foarte frumos, da. Ai grijă, te mai lăsa pe spate, că și eu mă duc în tine odată. Așa. Așa, da. Perfect. În spate. Perfect. Bun, zâmbet larg, așa frumos. Foarte bine. Mihai, tragi numai un pic coarda aia de acolo, mai spre... Așa, da. Rămâneți, vă rog, așa, gata, foarte bine. Foarte frumos. Bravo. Așa, cu pupic și din nou cu funcțiile apropiate. Așa, super, perfect. Și Vlad, ridică de cap un pic mai sus, adică de fapt că stai așa, exact. Asta e. Bravo. Opa. Stai. Ioi. Putem întoarce spre dreapta? Putem merge spre dreapta? Aproape, hai. Așa. Foarte tare. Bravo. Așa. Uitați-vă unul la altul la mine. Bravo. Unul pe celălalt, dar exact, asta e, asta.
Așa, uite la Vlad. Așa romantic, frumos, bravo. Repede, repede. Stați un pic pe direcția asta, nu mai inclinați, stați un pic așa. Stai așa ca și cum plutești, știi? Așa, bine, bine, dar discret, știi? Adică cumva așa, așa. Rămâneți, rămâneți. Stai acolo, Carla, nu, nu te mișca. Carla, să mă vezi pe mine în oglindă, da? Lasă așa rochea să zboare. Stați așa, nu vă mișcați. Nu vă uitați la mine. Așa, perfect. Super. Bun, rotește-te un pic cu ea, învârte-te un pic, învârte-te. Așa. Da, 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 da. Nu, nu. Hai Mihai de aici să filmez ca să... Aaa, ce tare. Excelent. Foarte mișto. Dragilor, cum vi s-a părut ședința foto? Adică din perspectiva mea, fotograful mi-a făcut o părere, dar cum a fost voi ca miri sau viitor miri să fiți pe velier, pe plajă, cu vântul ăsta puternic? Cred că Carla, la tine mai. A fost destul de interesant că ne-a pus probleme. Ne-a văzut de câte ori bătea câte rafale de vânt, părul se ducea în toate direcțiile, roche în toate direcțiile. Per total, cred că a fost frumos și sperăm să iasă pozele destul de drăguți. Acum, păi, acum vă fac așa o dezvăluire și la, și la oamenii de pe vlog. Am făcut 3200 de poze. Deci sperăm că vreo 10 găsim bune de acolo. Hai. Or să fie mai multe cu siguranță. Da. No, super. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumim și noi. Cu mare drag și mai venim la Constanța. Da, a fost super tare experiența. Poate o să fie mediu mai prietenos data viitoare. La nuntă, sperăm că nu suflă vântul. La Brașov mai rar. Da, exact. Cam atât în acest video. Sper că vi s-a părut interesantă experiența mea de la Constanța și că ați învățat câte ceva. Cu siguranță, data viitoare, când voi mai fotografia pe velier, având deja experiență, voi face fotografii și mai interesante. De asemenea, sper că v-ați făcut o părere și despre noile lavaliere Sony ECM-W3. Mie personal mi-au plăcut mult și cred că le voi trece pe lista de cumpărători. La momentul la care filmez acest material, nu știu exact care va fi prețul lor, dar v-am lăsat link în descriere de unde le puteți achiziționa imediat ce vor fi disponibile pe piață. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vizionare. Sunt Iulius Paul, dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să lăsați un comentariu ca să mai fac și altele similare și să vă abonați la canalul meu. Până data viitoare, toate cele bune!